Bine v-am regăsit, dragi cititori, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Sunt gazda dumneavoastră Sorin Lucaci și astăzi vorbim în cadrul campaniei desfășurată pe site-ul editurii Herald ce ne transmite budismul, învățături și practici cotidiene. Despre, vorbim despre cartea Milarepa, marele yogin tibetan, o carte publicată în colecția Himalaya Editurii Herald și așa cum vă spuneam, face parte din campania Ce ne transmite budismul, o puteți găsi pe site-ul editurii. Astăzi alături de noi este Andreea Ionescu, coach, trainer, consilier de dezvoltare personală. Am să vă arăt, vă vom arăta cartea la, la cameră. Mă arătat, Da? Da. Bun. Uh, Milarepa, Marele yogin Tibetan, așa cum spuneam, uh, o noutate editorială, o carte publicată în colecția Himalaya. Cartea celor o mie de cuvinte sau Jezun uh, Kabum este povestea vieții și faptelor lui Milarepa. Cel mai de seamă yogin al Tibetului și totodată unul dintre cei patru discipoli de frunte a lui Marpa Traducătorul. Scrisă acum aproximativ 800 de ani, o carte care frapează prin simplitate, limpezime, claritate, fiind considerată una dintre scrierile sacre ale Orientului și cartea fundamentală a școlii Kargupta o carte, aș putea spune, au fost publicate la un interval destul de scurt una de cealaltă. O altă carte despre care noi am povestit într-o altă intervenție este vorba despre Nagarjuna, tratat despre calea de mijloc. Acum, iată, vorbim despre Milarepa, marele yogin tibetan. Cumva, făcând și o mică referire în zona Tibetului. Și noi vom povesti cu altă ocazie despre acest lucru: faptul că începe noul an tibetan. O carte importantă. Ce anume ți-a plăcut la această carte pe care, iată, ai lecturat-o, din ceea ce știu eu, relativ recent? Și repede! Și repede! Despre Milarepa știam. Am avut ocazia extraordinară să călătoresc în nord-vestul Indiei, acolo unde se află stupa cu cenușa acestui mare inițiat. O experiență specială în sine. Și știam în mare povestea, dar sunt extraordinar de savuroase detaliile și mesajul cărții. Pentru că lucru important pe care îl spune cartea, în afară de alte elemente la care aș vrea să mă refer, este că poți ca dintr-o viață extrem de ticăloasă. Să te transformi și să te iluminezi în aceeași viață. Și dacă trecem dincolo de poveste și ne uităm la capitole, fiecare capitol este o etapă în această evoluție. Și plecăm de la începutul începutului, da? Povestește cum s-a născut, dar după aia începe de la ce a pățit Milarepa și cum a, a început uh, practica de magie neagră. El a fost un vrăjitor ucigaș pe românește, uh, ca răzbunare pentru suferința la care a fost supusă absolut fără niciun fel de motiv familia lui. Și întâi face niște chestii îngrozitoare, învață magie neagră, face niște chestii îngrozitoare, Apoi își dă seama că nu e bine ce face și începe să caute darma, calea către, mă rog, o existență superioară. Și cartea structurează încercările și penitența. După aceea vine etapa care se numește inițierea. Se întâlnește cu guru și este inițiat. Călăuzit de guru, iarăși, și uh, sunt foarte multe referiri la texte sacre și practici și metode sacre acolo, se desparte de guru, se duce în viață. După aceea urmează un capitol foarte interesant care se cheamă Renunțarea. Extrem de important și îl găsim în toate religiile. Renunțarea la atașamente. Meditația în singurătate, lung capitol. Și după ce meditează, meditează, el are această, uh, acest stagiu de sihăstrie, care practic este alchimic și care îl transformă. Și uh, după aceea ajungem la nirvana, la iluminare. Și uh, el uh, ajunge în zona de claritate din care începe să povestească diverse lucruri. Un capitol foarte interesant de citit. Sunt foarte multe... Uh, Texte citate în original din capitolul Nirvana. Cartea este scrisă de unul dintre discipolii lui, care i-a cerut să-i povestească povestea și care a consemnat toată această chestie. Și, uh, uh, uite, de, de exemplu, e una care mi-a plăcut foarte mult. Deci, gețun este numele lui. Da? O gețun. După cele ce ai spus acum, noi ne temem că nu, nu, nu cumva să intenționeze să intri în nirvana, ea fiind e, echivalată cu despărțirea completă de e, lume și cu pari nirvana, care este numită moarte de către omul obișnuit. Și geciune îi spune, viața mea și influența pe care am avut-o n ai converti pe alții, a ajuns către capăt. A venit vremea să trag consecințele faptului de a mă fi născut. Căci, ne spunea Kempo, directorul de studii de la mănăstirea în care mergem în retragere, că moartea este o consecință a vieții. și că e o chestie naturală și că nu vă mai temeți de ea. E, dar în tot parcursul ăsta sunt tot felul de întâmplări interesante. Deci gândiți-vă că omul ăsta după ce a distrus recoltele și i-a ucis pe cei care i-au făcut rău răzbunându-se uh, și datorită unei tehnici de magie neagră pe care am învățat-o tot de la un maestru care însă cred că a omis să-i spună că nu faci niciodată lucrurile astea în detrimentul altora, ia brusc această decizie, are această aspirație și cred că asta are fiecare dintre noi, uh, să vrei să fii mai bun. Da? să-ți pare rău de ce ai făcut. Nu neapărat să-ți dai pumni în cap și să regreți, ci să ai o părere de rău activă din nou. Mie mi se pare cuvântul ăsta activ foarte important. Să faci ceva în legătură cu asta. Aseară, la un curs, vorbeam despre lecția tibetană și îmi spune cineva, vreau să citesc mai mult, vreau să aflu mai mult, vreau să fac mai multe, am mai multă informații. Și am întrebat ce faci cu ea. Pentru că informația e primul stadiu din învățătură. După ce citești toată povestea ca pe, nere, pe suflate, ca pe un roman. Așa poți să o citești. E foarte ușor de citit. Următorul stadiu este contemplarea. <coughs> Și întrebarea de bază este despre ce vorbește, de fapt, cartea asta. Nu e numai povestea vieții unui nebun care a mâncat urzici până i s-a făcut pielea verde. Asta fiind una din povești despre Milarepa ci este o poveste despre devenire. Este un manual de evoluție, dacă vrei să-l iei așa. Și apoi, trecând de la cont contemplare la meditație, poți să începi să integrezi sensurile profunde ale acestei învățături. Și de-abia atunci, cărticica asta, foarte drăguță, pe care bine că ați publicat-o, devine un ajutor pentru evoluția fiecăruia dintre noi. Eu așa o văd. Aș mai cita, dacă îmi dai voie. Te rog mult de tot. Că mi-am pus uh, semne. Uh, deci Milarepa lucrează cu Marpa, care este absolut genial ca maestru și care a avut discipol la fel de genial ca și el, uh, i-aș numi pe celebrii Tilopa și Naropa, pe care îi leagă o poveste foarte drăguță despre maestru și discipol. Discipolul se plânge maestrului și spune, maestră, dar eu nu mă iluminez și eu nu mă iluminez și eu nu mă iluminez și tot bătea la cap. Și într-o zi, nervos din cauza asta, maestru scoate papocul și îl pocnește în cap pe discipol. Moment în care discipolul se iluminează. Dar una din frământările lui Mila Repa, după ce, mă rog, Marpa îi spune că mă tem că am fost cam aspru cu tine aseară. Deci nu vă spun. L-a pus să facă construcții din pietre. i le-a dărâmat spunând că a fost beat când le-a făcut. Deci omul urma o cale prin care ego-ul ăla îngrozitor care îl determinase pe Milarepa să facă lucrurile rele pe care le-a făcut să fie stins. Și îi spune că a fost cam aspru și că o să-i dea învățătura adevărurilor, lor, o numesc ei. Și uh, el zice dar ce o să se întâmple cu mine în timpul ăsta dacă mor fără să mă eliberez? Și Marpa îi răspunde paradoxal. Îți promit că nu o să mori în acest timp neeliberat. Doctrina mea nu este una lipsită de perspective clare. Așadar, pentru că se pare că ai o energie și o perseverență considerabile, tu poți face după cum îți place și nimeni nu te va împiedica de la acest lucru, dar depinde numai de tine. Și asta mă duce la încă o chestie: că noi considerăm că lucrurile trebuie să vină gratuit. Da? Să vină asta, să vină aia, suntem în era satisfacției instantanee. Ori. Uh, Interacțiunea dintre Marpa și Milarepa arată că, unu, e nevoie să meriți învățătura. Doi, e nevoie să te purifici ca să o primești. Trei, e nevoie să renunți la ego ca să o pătrunzi. Dar dacă ai, cum a zis el, energie și stăruință, nu ai cum să nu-ți iasă energie și stăruință. Și asta mi se pare una din lecțiile mari din cartea asta. Sunt foarte multe. Uite, mă gândeam apropo de ego și de exemplu uh, și în general cărțile pe, pe, pe budism. Uh, aș putea spune că abundă în astfel de uh, povestioare cu tâlc, le-aș spune, despre persoane care au căutat cu asiduitate iluminarea și întotdeauna și întrebau maestrii, bun, și când va veni? Când va veni momentul ăla? Și mă gândeam, mă gândeam acum, în timp ce te ascultam, și la uh, cât de puternic este ego-ul în astfel de, de, de momente de situații, uh, cu atât mai mult pentru noi, occidentali, pentru noi, europenii, care dorim totul să se petreacă cât ai pogni din degete. Exemplu pe care iarăși tu l-ai dat puțin mai devreme, vreau să citesc, vreau să citesc, vreau să citesc crezând sau sperând că în. Asta rezolvă problema. Exact. În urma acumulării de foarte, foarte, foarte multă informație, ajungi la iluminare. Ceea ce este fals, pentru că, până la urmă, relația pe care o ai cu un maestru, să spunem, într-o mănăstire tibetană și faptul că te pune sau te supune, depinde cum luăm termenul, la, da, niște, da, la da. niște lucruri, la niște munci care în primă fază par fără noimă, fără sens pedepte. sau ca pedepse, o sau te, să te pun să construiești nu știu ce mică piramidă din pietricerele pe care da. le găsești în curte să te pun să strângi toate frunzele care au căzut, să faci un, îți cer să faci un morman, după care eu vin cu mătura, maestru și le împrăști și le toată, în toată curtea. Și tu te uiți și spui, bun, care e logica?" pentru că noi căutăm din punct de vedere cognitiv, căutăm da. o logică în orice acțiune sau în orice vorbă sau în orice gest, fără să vedem de fapt că în spatele acțiunii bine Vom vedea lucrul ăsta în momentul în care vom ajunge. Mult la... mai târziu poți să integrezi, apropo de cele trei etape de învățare: cunoașterea mentală, contemplarea și meditația. Dar știi că există în carte de, exact despre chestia asta o instanță în care, mă rog, o doamnă, nu o să intru în detalii, spune: marele vrăjitor, și ăsta era gețân. Milarepa spune că a bătut atâta cale încrezător că o să primească de la tine, gurul său, cunoașterea adevărurilor salvatoare și că în loc să le primească a avut de a face doar cu nemulțumirea ta și cu bătăile pe care i le-ai dat. Iar acum, fiind i teamă că o să moară fără să afle adevăruri, vrea să meargă pe altă parte să le caute iar eu l-am asigurat că voi face tot ce-mi va sta în putință ca să le obțină de la tine, încercând în același timp să-l împiedic să plece. Reacția maestrului. Înțeleg, spuse lama. Și coborând de la locul lui, veni la mine și începu să-mi dea o ploaie de lovituri strigând. Când ai venit la mine la început, nu mi-ai oferit tu întregul tău sine, trup, cuvânt și minte? unde vrei să te duci acum? <laughs> și continuă, cum să spun, îl ceartă, îl ceartă. Și această renunțare care se regăsește în practica refugiului, îmi iau refugiu în maestrul meu, care este o capitulare completă, presupune două chestii. Una, că eu promit să ascult și a doua, că el promite să aibă grijă de mine iar gestul de intenția de a pleca pe care o avea Milarepa pentru că se săturase de construit căsuțe din pietricele a fost interpretată de Marpa și de asta era așa de furios ca o încălcare a refugiului. Da? Și acum gândiți-vă câtă putere îți trebuie ca să capitulezi total în fața cuiva care are încredere. Și aș merge mai departe, că asta e nevoie să faci și cu perechea pe care o iubești. Asta e nevoie să faci și cu învățătorul tău, care este mai uh, experimentat decât tine. Iarăși, vorbeam cu cineva care, mă rog, ca, uh, e o persoană care face sport și pleca la un campionat mondial și uh, persoana foarte nemulțumită de antrenor. sigmata de ce respingi ceea ce îți spune și nu alegi? Să accepti lucrurile pe care le testezi și vezi că merg. Cum poți să respingi a priori? Omul are multă mai, mult mai multă experiență decât tine. Tu l-ai băgat într-o categorie și l-ai judecat că e slab. Asta nu e o relație funcțională și o să se termine prost pentru tine. Deci, această dezlipire de ego și capitulare și acceptarea faptului că întotdeauna există cineva care este mai bun mai experimentat și mai învățat decât mine. Chiar dacă omul ăla este cineva, nu știu, poate l-am întâlnit pe stradă. În momentul în care sunt curios să aflu și să practic, în loc să judec și să mă supăr și să împedepsesc maestrul plecând de acolo, abia acolo începe evoluția. Uite, mă mai că... gândeam... Mă mai gândeam înainte să câteva versuri din cântul lui Milarepa aș vrea să, să le spun Mă mai gândeam la un alt exemplu, pentru că într-adevăr, iarăși cum este prietenul nostru Gabriel Căciulă Și vine întotdeauna cu, cu niște exemple apropo de pilde și de povestioare cu tâlc spuse pe calea spre iluminare, am mai auzit un lucru interesant despre un ucenic care vine cu aceeași așteptare, să-i spunem, cu aceeași dorință la maestru pentru a atinge iluminarea. Și maestru îi spune, uite, ia acel coș de nuiele și cară apă cu acel coș de nuiele din locul, din punctul A în punctul B și vei atinge iluminarea. și ucenicul la început zic, cum Dumnezeu vine asta? Adică, e, dar bun, mă supun că trebuie și că mi-a cerut această sarcină. să care apă cu un coș de nuiele. ele. dai Și a făcut lucrul ăsta de câteva ori. Până la un moment dat, maestru îi spune, Ok, oprește-te și zice: Uită-te în coș. Coșul, care inițial era plin de uh, pământ și de creni și de frunze, și de ce Dumnezeu mai era pe acolo, era murdar. După atâtea cărăși de așa, el se curățase. Apropo de curățare și purificare de ceea ce ai spus tu mai devreme. Deci, îți dai seama că de fapt în toate acțiunile și în toate sarcinile pe care o maestru ți le dă, nu sunt fără noi, mă, sunt cu un sens. Chiar dacă Absolut. nu e sensul, chiar dacă nu e sensul pe care, -aștepți, la, care tu te aștepți. la care tu te aștepți, sau la care tu te gândești, pentru că te gândești din punct de vedere al unei deducții logice, cum să car cu un coș de nuiele apă. Dar de fapt făcând treaba asta Uite ce ți s-a revelat ție dacă ai da. mintea pregătită. Serenie, Smerenie și ascultare. Da. Și tot în carte, după ce se bat ca chiorii <laughs> și în sfârșit Milarepa capitulează și ascultă de guru și primește învățătura, guru îi spune o chestie extraordinară. Zice, fiul meu, am știut de la început că tu vei fi un Shishia. Și în noaptea de dinaintea sosirii tale, am, veni, am avut un vis în care mi-a fost prezis că tu vei fi un om care va servi cu mare efic eficacitate cauza budismului. Și uh, Da Mama a avut un vis asemănător care s-a potrivit foarte bine cu al meu. Dar, mai presus de toate, am în, am în două visele arătând că templul va fi păzit de o femeie, au prezis că zeitatea păzitoare a învățăturii tale va fi o dachini. Dachinii sunt niște ființe supranaturale care au fost adoptate în budismul tibetan prin lucrarea pricepută a lui Guru Padmasambhava, care a înțeles că tibetanii aveau o cultură profund șamanică și că ar fi o greșeală să se lupte cu ea și mai bine o integrează. Și dachinii sunt foarte venerate ca zeități feminine, nu sunt totdeauna drăguțe, dar sunt foarte puternice și se spune că pălăria cea neagră a lui Karmapa este făcută din păr de dachini. Și că plutește suspendată în levitație într-o cutie specială în care este păstrată. Iar la sfârșitul învățăturii, deja există un in pe care uh, Milarepa mi la și spune închinare la picioarele lui Marpa, tatăl meu cel plin de grație. Înăuntru trupului muntelui, body, corpul meu, body este iluminarea. Uh, în, în lăuntru pieptului meu, unde este altarul, în camerei cele mai de sus, cele, cele cu trei laturi din inima mea, calul minții, gonind ca vântul, se cabrează săltând. Mie mi se pare grozav că, în primul rând, își onorează maestrul în final, într-un mod pe care n-a reușit să-l facă cât era împreună cu el. Și al doilea, care această claritate? Deci uitați-vă la arhitectura asta energetică despre care vorbește imnul respectiv. Nu pot să nu mă gândesc la cabala când citesc lucrurile astea și să remarc similitudinea. Și atunci, în momentul în care ești înțelept la sfârșit, la sfârșitul căii, reușești să recalibrezi ceea ce ți s-a întâmplat la începutul căii. Și asta ni se întâmplă dacă suntem deșteptuți și în cursul vieții. Că la un moment dat începi să te înțelepțești și să faci, cum zic, psihologii reframing, să reîncadrezi o anumită chestie și să vezi că de fapt înseamnă altceva pentru tine. Dar demersul ăsta energia și perseverența sunt cele care l-au însoțit pe Milarepa în tot cursul vieții, astfel încât a putut să ajungă acest mare iluminat și mare difuzor de valori uh, ale culturii uh, budiste, dintre care cea mai importantă este Dharma, metoda, antrenamentul comportamental care îți permite să progresezi pe calea către iluminare. Și acum nu toată lumea are iluminarea ca obiectiv personal. Dar poate vrem să fim mai buni. Și Calea în Opt Trepte, despre care se vorbește, iarăși într-o carte publicată de voi, de Bante Gunaratana. Gunaratana, Mindfulness pe înțelesul Așa. tuturor, Calea Octuplă. Așa, calea, această cale Octuplă sunt opt spițe, opt comportamente. Este o metodă de antrenament pe care poate să o facă și cine lucrează în corporație, și cine vrea să se retragă în singurătate, și cine este într-o familie sau într-o relație cu cineva, pentru că îți permite să te perfecționezi ca ființă umană înainte de orice altceva. N-are nicio caracteristică devoțională. Este o formă de practică interpersonală. Deci dacă practici, obții în general ce dorești. Iar cu iluminarea știți cum este, așa. tot așa un înțelept zen a zis, înainte de iluminare, tai lemne care apă, după iluminare, tai lemne care apă. Adică nu suntem acești extraordinari care plutesc pe deasupra pământului și vindecă tot globul printr-o atingere. Nu despre asta este iluminarea. Iluminarea este despre o fuziune cu ceea ce putem să numim conștiința universală, care mă duce în primul rând în niște stări speciale și apoi îmi permite un alt fel de a aborda ceea ce fac aici, pe Pământ, în viața asta. Sau uh, un alt exemplu care îmi place mie, uh, apropo de iluminare și de budismul zen, uh, tot așa un... Uh, ucenic întreabă maestru cum, cum să fac să ating iluminarea. Și maestru îi spune, ți-ai mâncat orezul? Da. Du-te și spală bolul în care ai mâncat orezul. S-a dus și l-a spălat. Maestrul întreabă, l-ai spălat? Ucenicul zice da. E, asta înseamnă zen. Apropo de tăiat lemne crata, tăiat lemne crata? Absolut, apă. deci nu se schimbă nimic de fapt, ci doar punctul din care tu percepi lucrurile și uh, acest punct îți oferă o mare eliberare, fiindcă nu mai ești sclavul cauzalității exterioare. Despre asta este vorba. Da? Deci recompensa este de cu o altă natură și foarte greu de descris pentru că e dincolo de ceea ce mintea poate pătrunde. Același tip de învățătură l-am văzut la călugării de pe Muntele Atos, relatată prin gura ucenicilor care au fost acolo și mi-au povestit. Deci, fix aceleași etape, poate alte tehnici, firește, pentru că vorbim de o altă școală spirituală, dar ținta fiind aceeași și valorile fiind aceleași. Deci, religiile nu sunt despărțite decât de formă, fondul este același. Iar Aș Milarepa încheia... este un exemplu extraordinar despre cum să. Cum zice englezul, how to. Asta este cartea. E un manual de iluminare. Aș încheia uh, discuția noastră cu câteva versuri din cântul lui Milarepa. Ah, dacă făpturi vii nu există, atunci cum să ia ființă toți budașii celor trei epoci? Fără cauză nu poate exista efect. Din perspectiva realității convenționale, toate lucrurile din samsara și nirvana, pe care Buddha le-a acceptat ca valabile convențional, toate existențele, lucrurile, aparențele, non-existențele, toate aceste realități funcționale sunt de nedespărțit. Câteva versuri din cântul imnului Nagarjuna. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre... Milarepa, Marele yogin Tibetan, o carte publicată în colecția Himalaya a editurii Herald. A fost alături de noi Andreea Ionescu, ne mai arată încă o dată cartea la, la cameră. A fost alături de noi Andreea Ionescu, coach, trainer, consilier de dezvoltare personală. O carte pe care noi vă o recomandăm cu mare drag, Milarepa marele yogin tibetan. Vă mulțumim că ați fost și astăzi alături de noi și ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi binecuvântată în continuare și lectură. Puneți păruta. mâna și citiți ca să încheiați prima etapă din învățare. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! O zi frumoasă în continuare!